În urma conferinței de presă privind evoluția pandemiei de COVID-19, mai multe măsuri au fost modificate. Acestea au fost anunțate de Raed Arafat în data de 3 februarie, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Înainte să încep cu datele zilei de astăzi, vreau să subliniez anumite aspecte referitor la hotărârea de guvern, hotărârea CNSU și hotărârea de guvern care au fost aprobate în cursul zilei de astăzi. Hotărârea de guvern a fost aprobată în cadrul ședinței de guvern și prevede unele modificări, deci nu în sensul de a relaxa măsuri sau în sensul de a modifica radical măsurile, dar doar de ajustare și continuă măsurile care există la acest moment. În acest sens, deci pentru rata persoanelor sau procentul persoanelor care ocupă un local, sub 3 la mie se ajunge la 50% din localul respectiv, inclusiv la teatre, la cinematografe, restaurante, deci sub 3 la mie 50%, peste 3 la mie 30%. Lucru care este acum, numai că era o diferență între restaurantele și alte entități și acum se tratează egal, deci 50% sub 3 la mie și 30% peste 3 la mie. La acest moment putem spune că peste tot rămâne 30% gradul de ocupare, respectând toate celelalte măsuri care au fost și până acum. Un alt aspect de ajustare este permiterea accesului tuturor persoanelor în interiorul operatorilor economici care au ca obiect principal de activitate comercializarea produselor alimentare de bază, situați în centrele și parcurile comerciale, dacă sunt stabilite culoare dedicate și controlate de intrare, deplasare și ieșire în și din acestea. Cu asigurarea unei suprafețe de minim 4 metri pătrați, raportat la suprafața destinată vânzării pentru fiecare persoană și este limitat numărul coșurilor de cumpărături la numărul maxim de persoane ce poate avea acces. Ce înseamnă acest lucru? În mall-uri, în centrele comerciale, unde existau în interior magazine alimentare, ele erau restricționate numai la persoanele vaccinate. După mai multe discuții care au avut loc, inclusiv la nivel înalt cu domnul prim-ministru și cu operatorii economici, s-a ajuns la soluția că dacă există un culoar dedicat, controlat, de intrare, deplasare și ieșire, se poate merge în condițiile în care se merge la celelalte magazine alimentare, dar va trebui stabilit clar 4 metri pătrați pe persoană, luând în considerare numai spațiul de vânzare, ce înseamnă că se face calcul, să iasă din calcul la suprafața respectivă rafturile, zonele de expunere și tot, și rămân numai zonele în care circulă oamenii, de fapt. Acolo se calculează la 4 metri pătrați pe persoană și că să fie controlabilă situația, dacă există 50 de persoane limită, atunci sunt 50 de cărucioare. Fiecare persoană intră cu căruciorul ei și pleacă cu căruciorul, lasă afară și poate intra alta persoană dacă se atinge numărul maxim de persoane. Asta este modificarea care a fost adusă la, sau aceste sunt modificările aduse la hotărârea de guvern. În rest, toate măsurile, toate aspectele care au fost până acum au fost prelungite timp de o lună, începând cu 7 februarie.